Echipele de junior republicani A și B ale Unirii Dej au jucat azi cu echipele similare de juniori ale clubului LPS Bistrița. Dacă meciul juniorilor republicani A s-a terminat cu victoria bistrițenilor cu 2-0, în al doilea meci al juniorilor B s-au impus fotbaliștii Unirii, scor 3-0, golurile fiind marcate de Ionuț Budean și Loran Cherecheș de 2 ori. De la echipa de junior B, oficialii Unirii au trimis în Germania, la școala de fotbal Marcel Răducanu, 2 fotbaliști care vor face acolo un scurt cantonament sub atenta îndrumare a fostului atacant al Stelei. Aveți 2 jucători plecați în Germania la școala de fotbal Marcel Răducanu. Despre cine este vorba? Este vorba despre Faur Bogdan și Itu Cristian. Ce criterii au fost pentru selecția lor? Ei au fost primii 2 ceruți de Marcel Răducanu pentru a face un stagiu de 2 săptămâni în Germania, urmând să dea și niște probe de joc. Sunt ceva speranțe la un club acolo? Nu pot să vă spun acest lucru, asta se va vedea după ce vor susține probele de joc la echipele respective. Urmează să plece și la jucători de la Unirea Dej? Da, din câte am înțeles, a exprimat intenția și pentru încă câțiva jucători după ce cei 2 vor veni și cred că va pleca chiar și întreaga grupă de juniori la un turneu de 4 zile în Germania. Ei vor veni aici? Nu cred că vor veni aici. Interesul nostru este să mergem noi acolo, să fie văzuți copiii acolo de cât mai multe lume.